se tourna social pentru deinstituționalizare. Făcând din ieșit România, a semnat în 2010 Carta 1 privind servicii sociale în care, prin care nu știu dacă se interzice sau mă, nu prea mai permite finanțarea centrelor sociale rezidențiale. Și România, având în acest domeniu oarecare problemă, centrele rezidențiale de foarte mare capacitate. Astfel că acestea nu vor mai fi finanțate în programul următor. Nu vă spuneți, mă scuzați, spuneți-mi și mie, aici mai sunt și oameni care, adică sunt mai profane, așa, nu sunt inițiați ca dumneavoastră și ca majoritatea, de aceea mă scuzați, așa numele unui român mediu. Definiți-mi măcar asta, centre sociale rezidențiale, că habar n-am ce înseamnă, mă scuzați. De câte știu eu, centre rezidențiale sunt acele centre în care parci... Dați-mi un exemplu, nu știu, grădiniță, școală, nu, ceva, ce înseamnă? Nu, sunt acele centre în care bătrânii, de exemplu, stau zi noapte acolo, sunt cazați acolo. Adică, de-alea cum sunt în Târgoviște, de-alea, devin peste zi personale cu nevoi speciale sau cum? Nu, alea nu sunt rezidențiale, pentru că ei vin ziua, așa că stai să duc acasă. Sunt acele centre în care beneficiarul respectiv stă și ziua și doarme acolo, e cazat acolo, mănâncă acolo. Deci azi de bătrâni? Da. Așa zice, sau cămin de bătrân, ziceți așa, că nu știam ce e centru social rezidențial. Mulțumesc, domnule. E mai limba română, știți, mă scuzați. Nu, aceasta este numirea generică, pentru că nu, asta ar trebui să am tot adunat așa întrebări când am ajuns la sub 50% de înțeleg ce spuneți. Am zis, hai să întreb și eu ceva, că nu mai spune, că stăteam degeaba. Chiar vă mulțumesc. În măsura în care poate să vă răspund, vă spun cea mai mare plăcere. Nu, limba română. Înțeleg grâsele să răspundă bine, dar pe limba română știți... Dragul meu, adaptează-te perioadei post-revoluționare. Da. Acum, nu știu, ca să mă scuz oarecum. Acest nu știu, nu vreau să l-ați scris. Este termenul din legislația națională în domeniul serviciu social. Nu l-am inventat. Da, nu, e bine, nu l-am preluat. Da. 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 Am și o completare colegului. Pentru că noi suntem jurnaliști. Bine. Amărâți-le. Eu știam ce înseamnă chestia asta, dar eu ca să transmit la, să zicem, la radio sau unde așa, eu trebuie să traduc eu, pentru că săracul ăla care ascultă radio, habar n-are ce înseamnă. Ceea ce vrea să spună, sau mă rog, hai să mergem mai departe, ideea colegului meu este, dumneavoastră aveți un limbaj acolo foarte bun, într-adevăr, dar dumneavoastră, lăsați limbajul ăla și puneți niște paranteze și spuneți, asta este cu tare. Da. Adică citiți acolo, dar după ce citiți chestia aia, și explicați-o. Adică așa ar fi corect. Într-adevăr, eu trebuie să o explic, nu pot să o dau așa mai corect departe. Corect, că asta e și scopul. Dar e munca mea, într-adevăr. Adică la început ne băgați în ceață și după aia mâine poate să le traduce. Ideea este următoarea. Programul este foarte vast și are multe domenii de finanțare. Mă gândesc că dacă aș fi respectat fiecare temer în partea acum pe tătoare, aș fi plecat peste câteva zile de aici. Am înțeles, da. Ideea e o sinteză cu generalizarea ceea ce ne-a programul. Oricum, vă stăm la dispoziție în momentul în care aveți elaborat niște comentarii peste sau la o știre, puteți să ne contactați, nu avem nicio problemă. Noi nu suntem noi citim comunicarea de presă și le traducem. Eu înțeleg ce spuneți noastră, dar eu am încercat să fac o sinteză cât mai, cât mai sintetic. Dar aveți dreptate, sunt pompoase, titlurile dumneavoastră a spus-o, aveți dreptate. Da, păi și pentru noi sunt. Să nu credeți că noi suntem domenii, noi care în aceste domenii. Eu, de exemplu, mă ocup doar de primele două asepietare și eu încă mai citesc și mai mă interesez mai mult la seminarii. Deci nici problemă. Dacă n-am finanțat până acum, nu știu nici noi. Așa că suntem în același... Mă bucur, compătine împreună. Vă să zic, vă să ne contactați, vă explicăm orice trebuie, orice măsoare, și noi aveți măștiințe. Trebuie să ne aduci?